Bună ziua tuturor și bine ați venit! Ar fi bine să începem cu o rugăciune, în primul rând, că e și duminică și așa. Tatăl nostru, care este în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne arde nouă păcatele noastre, pe cum iertăm și noi greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea și slava. Amin. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Puh, am emoții, mă scuzați. Trebuie să le las așa. Nu, no, dar... A, așa. Lasă emoțiile, nu știi că voi suntem. Nu ești preot. Să ia. Așa. Vreau să vă mulțumesc că v-ați rupt în timpul vostru liber să participați la acest eveniment. Și încep a mulțumi colegilor pentru sprijinul pe care mi-l acordă de a construi o organizație solidă aici la noi în Sălaj. Sunt convins că acest partid va ajuta la dezvoltarea societății atât pe plan local cât și național. În Sălaj sunt oameni gospodari, oameni harnici, dar din păcate pe mulți lipsurile i-au îndemnat să părăsească țara căutând un trai mai bun dincolo de granițe. Lipsa locurilor de muncă, în special în mediul rural și a orașelor precum Șimleu Silvaniei și Cehul Silvaniei, oraș în care oamenii trăiesc în multe lipsuri, neavând posibilitatea unui loc de muncă mai bine plătit din cauza administrației locale. Administrația locală nu și-a dat interesul să atragă investitori ca să creeze o concurență între aceștia. O altă problemă ar fi sistemul sanitar, care se confruntă cu numeroase probleme. Acest lucru afectează beneficiarii acestuia, oameni care au nevoie de îngrijiri medicale, de care multe ori sunt respinși sau făcuți să aștepte în fel și fel de puncte de urgență. Spitale învechite cu un serviciu de proastă calitate, aparatură învechită, nu nimic, că îmi pierdeam ideea. Încă o problemă este lipsa medicilor de familie. La nivel de județul Sălaj sunt 16 comune unde medicii de familie nu există și oamenii sunt nevoiți practic să meargă în comunele învecinate să-și facă, eu știu, o rețetă, un consult medical. Așa. Mai nou, recent în presa sălăjană am văzut fel și fel de laude aduse primarilor și administrațiilor locale. Privind investiții în ceea ce privește dezvoltarea și modernizarea localităților. Dar realitatea este total alta. Sunt comune în care nu este apă portabilă, apă de rețea, nu au canalizare, oamenii sunt nevoiți să-și facă necesitățile în fundul grădinii, ca pe vremuri, de gaz nu mai se pune problema, rețeaua de gaz e praf. Infrastructura rutieră, la fel, ne confruntăm și acum în secolul 22 cu străzi înămolite. Practic,
ei doar să laudă, fac, sunt primar cu 5 mandate care acum demarează, dar în 20 de ani n-au putut demara nimic. Și nu cred că vor putea face în continuare mare lucru. Toate aceste lipsuri se datorează clasei politice care de mai bine de 30 de ani a fost la conducere pe care nu știm cum să o clasificăm, rău intenționată sau incompetentă. Cred că sunt ambele. În ceea ce privește municipiul Zalău, deși este un oraș mic cu o populație relativ în scădere, acesta nu ezită să se confrunte cu aglomerația și lipsa locurilor de parcare. De exemplu, nu departe de locul în care suntem, se află platoul din centrul orașului, unde care este în plină șantier. Și administrația locală n-a gândit o parcare, poate vine bine o parcare subterană acolo, unde care era benefică pentru toată lumea. Și așa, în felul ăsta, se creează doar îmbuteiaje. Nu mai vorbim mizeria și câinii vagabonți, câinii maidanezi. Există o poliție a animalelor, dar care practic nu poate să facă nimic, pentru că nu are niciun refugiu unde să iei, să-i ducă. Mai sunt 3-4 voluntari care și-au făcut în propriile lor resurse adăposturi, la care chiar cunosc un caz care a mers să solicite ajutor de la primărie și a spus, dacă nu poți, dă-le drumul în stradă. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla să dai drumul într-un oreșer cum Șimleu Silvanii la 70 de câini. Ținând cont de cazul recent cu doamna de la București. Da, și practic n-au nicio... Deci n-au nicio rost dacă ei nu pot să ajute și animalele, pentru că trebuie să le iei, să le ridice de acolo de unde sunt cu probleme. Cu siguranță în viitor, în alternativa dreaptă, vor veni oameni care vor contribui la dezvoltarea satelor și orașelor românești. Oameni capabili să administreze corect și eficient, în așa fel încât să asigure o bunăstare populației. Ar fi multe de spus, sunt convins că există mult mai multe probleme, poate și mai importante, doar eu am punctat câteva și sper ca pe viitor să mai rezolvăm de ele, sper să avem primari în alternativa dreaptă care să pună osul la treabă și să aducem o bunăstare. Bun, cam atât odată, îi dau cuvântul doamnei președinte Adela Mârza să ne mai vorbească și ea, că noi ne mai vedem mai mult. Se aude? Bună ziua, domnilor! Mă bucur să fiu astăzi aici pentru cei care nu mă, pe cei pe care nu i-am văzut până acum, îi salut și le mulțumesc că și-au rupt din Sfânta Zi de Duminică să vină aici. Și am început bine, Lucian, cu un tatăl nostru. Să nu uităm că tot astăzi, 5 februarie, pentru că suntem în Sălaj, se împlinește 70 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu. Un model, din punctul meu de vedere, de politician, de român, de patriot. Apropo că e la modă să te declari patriot. Toată lumea e patriot astăzi și suveranist și ok. Iuliu Maniu a fost modelul meu de patriot, de român, de creștin. Apropo de administrațiile locale și problemele identificate de colegul de la Sălaj, am văzut cum sunt tratate modelele noastre de patrioți și de români adevărați, și chiar inclusiv și la mine la Cluj, unde toată lumea știe că avem un oraș de 5 stele, un primar de 5 stele, care nu catadixește să mute frumos o statuie a lui Iuliu Maniu când face lucrări în oraș și o trântește la pământ. În momentul în care stârnește furia lumii, se trezește să o pună la loc și să-și facă un filmuleț, apropo de populism, și să spună că nu-i vina lui, e vina constructorului, și pasatul vinii de la unul la altul este model de lucru la noi, nu numai în Ardeal, în toată țara. Zicea colegul de la Sălaj de
câini și de problema infrastructurii și a câinilor. Ați văzut ce s-a întâmplat și la București cu celebru caz al femeii ucise. Am avut un șoc să văd cam care sunt salariile la domnii ăștia la ASPA și bănuiesc că e la fel peste tot în toată țara. Se pasează vina de la primărie la asociația aceea de protecție. În schimb, distinși și domni care se află în spatele biroului și care au spor de periculozitate și cu salarii de 15.000 de lei, de 9.000 de lei pe lună. Poate ajungem la un moment dat în țara asta să ne dăm seama că dacă nu vom schimba, nu numai sistemul, dar până la ultimul funcționar din primărie, din consiliile locale, din consiliile județene, nu o să schimbăm absolut nimic. Degeaba ne revoltăm, degeaba ieșim în stradă, degeaba protestăm dacă nu venim, cum ar fi spre alternativa dreaptă, și să împingem în față oameni competenți, oameni care să-și asume misiunea de a candida. Un partid politic, misiunea unui partid politic nu e doar să dezbată, să se înfurie, să dea cu căciula de pământ, ci să candideze. Pentru asta suntem noi astăzi aici. Dacă nu reușim să introducem în administrația locală, la nivelul Parlamentului și Guvern, Dumnezeu ne ajută într-o bună zi, oameni competenți, oameni care își fac treaba bine și care au alte calități în afară că zvăr cu calul maiorului sau cu cine mai sunt ei veri, că astăzi așa e populat Guvernul României, nu vom schimba absolut nimic. Și vă mulțumesc din suflet, pentru că e un act de curaj în ziua de astăzi să vrei să faci politică în România. Nu e ușor, există amenințări, există presiuni, există lipsa resurselor, lipsă de vizibilitate, sunt multe obstacole pe care noi, ca Alternativa Dreaptă, le avem de trecut. O parte din ele le-am cucerit și faptul că sunteți atâția astăzi aici spune mult. Când să lași lucrurile se mișcă bine și mi-aș dori să văd măcar în jumătate din țară, în filialele de comune și de reședințe de județ, atâția oameni la o întâlnire. Mă bucur să vă văd astăzi aici, revin, știu că e duminică și poate aș fi vrut să petreceți timp cu familia. Legat de Alternativa Dreaptă, de ce ne-am propus să facem, de misiunea noastră. Dacă vă uitați la o simplă aruncare de privire pe flyerul nostru, sunt valorile care ne reprezintă: familie, credință, libertate. Ajungem la concluzia că în lumea în care trăim, degeaba avem anumite lucruri, bunăstare, sau dacă nu avem libertate. Tendința spre care se îndreaptă întreg mapamondul și în special Europa nu este una bună. Se îngrădește cât mai mult libertatea individuală. Ori noi, cei de dreapta, cei conservatori, pentru asta milităm. Degeaba ni se dă de la stat una alta dacă ni se îngrădește libertatea individuală. Dacă nu mai putem dispune de resursele noastre, de banii noștri, de pământul nostru, dacă nu mai putem mânca ce vrem, să zicem ce gândim și să simțim fiecare cum dorim. Că mai nou toate ni se impun de la Bruxelles sau de la București. Degeaba avem bunăstare, și noi nu avem oricum, dacă ni se calcă în picioare Constituția și drepturile fundamentale. Și pandemia a fost cel mai viu exemplu despre cum se poate călări un individ și cum i se poate distruge libertatea lui. Vedem că ies la iveală tot felul de scandaluri acum legate de pandemie. Când noi am fost puși să stăm în casă, ni s-a pus bocancul pe gât, în timp ce alții au făcut afaceri de miliarde din pandemie. Și încep să iasă la suprafață și o să mai iasă. E doar începutul. Vorbea colegul de la Sălaj despre lipsa medicilor de familie, 16 comune fără medic. Sistemul de sănătate este unul dintre primele care trebuie reformate în România. Găurile negre din sănătate, achizițiile suspecte din sănătate. La Baia Mare, cred că o pereche de mănuși era 7 lei, la Timișoara era 50 de bani. Asta a fost doar un exemplu, nu știu dacă mai e valabil în ziua de azi, dar au fost făcute tot felul de achiziții ciudate, cel puțin ciudate. Spitalele care sunt o bombă vie, cu nozocomiale, și nu e doar în Sălaj, și în Cluj, e același lucru. Și Clujul este un oraș universitar cu tradiție în medicină. Este la fel peste tot. Deci sănătatea e un punct nevralgic în guvernarea din România. Lipsa personalului medical. Chiar ieri vorbeam cu cineva la Sibiu, cu colegul de la
Sibiu și spuneau salariile medicilor comparativ cu cele ale personalului, care este insuficient. Cred că cu colegul Florin povesteam, soția lui lucrează la Institutul Inimii și ne spunea, povesteam pe drum, prin viscol de carențele sistemului sanitar. Deci sistemul sanitar este printre primele care trebuie reformate în țara asta. Ajungem la tinerii care pleacă și legat de asta educația. Una din cele mai mari probleme ale României, pe lângă demografie, pentru că asta e reala problemă, românii nu mai vor să facă copii, demografia e strâns legată de viitorul unei națiuni, că dacă nu avem cine să ne ducă mai departe nația, neamul și limba, vom pieri. Și lumea nu înțelege lucrul ăsta, în timp ce predică tot felul de inginerii sociale, de LGBT și alte feluri de experimente pe care noi românii creștini fiind nu suntem dispuși să le facem, pentru că așa vrea Comisia Europeană de la Bruxelles sau nu știu ce alți odihniți mental de acolo. Educația. Asistăm cu stupoare la scandaluri de doctorate, Ciucă, Bode, Ponta, Licu, Oprea, universități mai mult decât îndoielnice, studii făcute la peste 40 de ani și cu diplome false și cu plagiate răsunătoare. Proiectul domnului președinte România Educată este un eșec de proporții. N-ai cum să reformezi educația atâta timp cât ministrul educației își plagiază teza de doctorat și care toată lumea știe, plagiatul este furt, furt calificat. N-ai cum să reformezi învățământul, n-ai cum să ții oamenii de valoare în țară atâta timp cât cei care sunt în vârful ministerului sau în vârful țării fură și nu-i lasă pe cei competenți să fie în față. Deci educația este a doua mare problemă a României. Și noi nu vom schimba România dacă nu reușim să ajungem la oameni și să le spunem că una din cele mai grave probleme este educația. Un popor prost, un popor ținut intenționat, tâmpit, cu distracție ieftine, cu televiziuni în care se propagă tot felul de mizerii, n-are cum să-și ridice capul, să-și dezvolte respectul de sine, să învețe despre istoria neamului, să-și promoveze valorile, pentru că nu asta se vrea. Se vrea să se șteargă și să se treacă cu tăvălugul peste tot ce înseamnă conștiință națională, istorie, memorie, pentru că un popor care nu știe de unde vine, evident, nu știe încotro vrea să meargă și atunci e foarte ușor de manipulat și de condus. Deci educația este una din prioritățile Alternativei Drepte și ar trebui să fie prioritățile oricărui partid politic care dorește să conducă România în 2024. Mai ales în condițiile actuale în care tehnologia și inteligența artificială fac furori, că toată lumea știe acum că avem tot felul de softuri, de motoare, de care ne ajută, dar care nu înlocuiesc inteligența umană sau contribuția personală. Deci e o provocare și inteligența artificială. Băieții ăștia care și-au plagiat tezele și au făcut un modelul clasic, acum vor avea instrumente și mai bune să-și plagieze teza de doctorat. Am vorbit zilele trecute la una din televiziunile de la Cluj despre moralitate în politică. Degeaba avem, și avem oameni pregătiți în țara asta și sunt unii chiar și în alte partide care acum sunt la guvernare. Dacă nu avem caractere, dacă nu avem oameni de o probitate morală impecabilă, oameni care au niște cariere curate în spate, care au făcut ceva în viața lor și care au și probitate morală. Vedem tot felul de scandaluri cu amante, cu nepotisme la vârf, oameni puși în instituțiile statului care nu ar trebui să fie acolo. Sunt oameni pregătiți, dar nu ajunge să fii pregătit. Trebuie să ai un caracter impecabil. Pentru că nu vom schimba România dacă nu vom promova și nu vom scoate în față oameni în fața cărora să poți să te înclini cu respect. Până la urmă, iadul e plin de lichele pregătite și culte, dar fără caracter. Deci asta e a doua valoare la care eu, cel puțin personal, țin în Alternativa Dreaptă. Să scoatem în față oameni mai vrednici decât noi, oameni pregătiți și oameni cărora nu ai ce să le reproșezi. Nici în viața privată și nici în cea profesională. Da, că vedem în Parlament, unul își bate nevasta, unul apare cu amanta, unul face nu știu ce afaceri cu
măști, ălalalt își ține birourile naționale în crâjmă cu lăutari și ăsta e stilul de politician român. Poate reușim să schimbăm lucrul ăsta, pentru că în alternativa dreaptă chiar vin oameni frumoși, oameni pregătiți, oameni culți și oameni cu o moralitate impecabilă. Și avem și în sala asta suficient oameni care au candidat și care vor să meargă în fața electoratului și să le spună eu sunt altceva. Sunt alt tip de politician. E greu, dar nu e imposibil. La un moment dat, România se va trezi și își va da seama că au de unde alege. Și dacă s-au săturat de 33 de ani să voteze Ciucă, Ciolacu și alți oameni pe care îi tot văd veșnic la televizor și care nu spun nimic și nici nu fac nimic, poate la un moment dat o să dea o șansă și altora. Și o să zică, haideți să vedem ce face acest om. Ăștia trebuie să-i scoatem noi, pe aceștia trebuie să-i scoatem noi în față și să le spunem, avem un candidat la Bihor, avem un candidat la Sălaj, poate nu le știm pe toate, cu siguranță nu ne-am născut, nimeni nu s-a născut învățat, le învățăm pe parcurs, dar caracterul și cinstea e mai importantă decât pregătirea. Uneori e mai importantă. Aceea experiența vine pe parcurs dacă intenția este bună. Ce aș mai fi vrut să vă zic? Despre economie, cred că toată lumea vede ce se întâmplă. Avem și oameni buni pe economie, sunt oameni care sunt, poate nu sunt neapărat în partidul Alternativa Dreaptă, dar sunt în siajul nostru, sunt prieteni cu noi, ne spun ce trebuie făcut și cum trebuie făcute lucrurile. Doar să putem să ne facem auzită vocea. Nu e o perioadă foarte ușoară, toată lumea ne amenință cu o criză, cu una cu alta. Situația din economie care este apăsătoare din cauza pensiilor speciale, de exemplu, ni se spunea că ocupă acum 0,58% din PIB, pensiile speciale. În curând vor constitui 1% din PIB. Deci una din primele reforme pe care le-aș face dacă am fi noi la guvernare ar fi reforma sistemului de pensii. Acesta trebuie privatizat urgent. Nu mai este sustenabil, sunt oameni care nu mai pot duce în spate sistemul de pensii și la un moment dat va intra total în colaps. E trist. Am văzut legat de asta și de moralitate celebra judecătoare de la Dej, care n-a catadixis să apară la slujbă două zile la rând și un violator a trebuit eliberat pentru că n-a fost cine să-i dea arestul preventiv. Apropo de pensii speciale, sunt convinsă că stimata doamnă cu un nume foarte ciudat, Candida, se va pensiona la 48 de ani cu vreo 23.000 de lei pensie și va duce o viață liniștită la căldurica pensiei speciale, în timp ce noi alții mai avem încă 20 de ani de muncă, ca să-i plătim dânsei care nu e în stare să ajungă la serviciu să-l condamne pe un idiot, încă 20 de ani îi plătim pensia, în timp ce doamna stă bine, mersi. E, aici trebuie să lucrăm noi. Deci trebuie să înțelegem odată și să spunem și oamenilor care vin către Alternativa Dreaptă că nu există categorii de cetățeni speciali. Nu există așa ceva. Unui avocat, unui judecător, unui strungar, unui constructor, România se face cu toate categoriile de oameni. Nu există cetățeni privilegiați și cetățeni speciali. Și este inadmisibil ca la pensie să ai privilegii mai mari decât când erai activ. Așa ceva nu știu dacă se mai întâmplă în toată lumea. Există niște pensii decente, înțeleg că anumite meserii trebuie remunerate bine pentru a-i feri de tentația de a lua mită, pentru că există presiuni pe ei, nu știu, armata, oamenii ăia se duc în, care se duc, nu vorbim de generali de popotă, care se duc în teatre de operațiuni, înțeleg, într-adevăr, există să expun zilnic riscului, dar în momentul în care ai ieșit la pensie și nu mai ai acele presiuni și nu mai ești expus riscului, nu e normal să beneficiezi de așa pensii speciale în timp ce alții nu, altora nu le ajung banii de medicamente după viață de muncă. Deci, inegalitățile astea le vedem și se văd cu ochiul liber și cu astea ne luptăm. Vor mai veni și alții care să vă spună că și ei fac același lucru, dar de 33 de ani nu se vede nimic. Și atunci poate le putem spune, am văzut ce ați făcut, știm, poate vă dați la o parte și lăsați pe alții. Poate promovăm tineri în politică, pentru că ei, în primul rând, n-au fapte de corupție în spate, nu au fost informatori, n-au fost membri în sistemul comunist. Și poate începem de acolo cu reforma. Poate promovăm tinerii, poate îi promovăm pe aia mai bun ca noi, care au făcut altfel de educație, care vor să schimbe România. Dacă îi putem
convinge să rămână în țară, pentru că majoritatea, după ce își termină studiile, pleacă afară. Asta e o mare problemă a României. Am vorbit, când am fost și cu colegul în diaspora, încercând, toată lumea ne spune că trebuie aduși românii acasă. Încercăm să-i aducem acasă. Cum îi aduci acasă? N-ai cum să-i aduci acasă decât dacă vor ei să vină. Și ce-ți spun românii din diaspora? Că vin acasă în câteva condiții. Dacă le dai educație de calitate, sănătate și respect. Românul trebuie să înțeleagă că dacă el nu învață să se respecte, nu o să-l respecte nimeni niciodată. Dacă nu înveți să stai drept și cu capul ridicat și în Europa, apropo de scandalul Schengen, fără să te mai căciulești și acasă și să faci lucrurile cum trebuie, nu te va respecta nimeni niciodată. A ține gura închisă, capul plecat, că vezi, Doamne, sabia nu-l taie, nu este o soluție. Vremurile sunt de așa natură în care trebuie să faci ceva și să te ridici de pe canapea și să încerci să ia, dacă tu nu poți, să-l ajuți pe colegul care face. Că sunt mulți care spun, nu vor să intre, nu vrem să intrăm în politică, că e murdare, că e mizerabilă. Bun, tu nu faci, dar fac eu politică. Ajută-mă, trimite-mi un om, mă poți ajuta cu bani, cu susținere, cu logistică, cu ce poți. Îndemnați-vă prietenii, cunoscuții, să vină să ne ajute. Poate ei nu se pricep la politică, nu vor să facă, nu au aptitudinile necesare, nici noi nu le avem. Am învățat să facem politică, nici eu nu m-am născut politician, nici el, nici Lucian. Am venit aici, am plecat și eu de 3 ori în Statele Unite, puteam să rămân acolo, am câștigat loteria vizelor, nu am rămas, am venit acasă. Dacă tot am venit acasă, vreau să fac ceva. Vreau să-mi schimb țara în care trăiesc, pentru că am 2 fete și îmi doresc ca într-o bună zi fetele mele să trăiască într-o țară normală, nu vreau mai mult. Poate nu o să fie niciodată Elveția, dar o țară normală, de bun simț, în care omul este apreciat pentru ceea ce face. Dacă puteți aduce în Alternativa Dreaptă sau în siajul partidului oameni de caracter, oameni care vor să ne ajute, ar fi minunat. Împrăștiați cuvântul, spuneți, băi, este o forță politică curată, cu oameni unu și unu, i-am cunoscut, haideți să-i cunoști, haideți și ne ajutați, pentru că om cu om se face armata. Cam astea ar fi în mare ce vrem să facem. Mai există un pericol mare, dar cu asta nu ne confruntăm numai noi români, se confruntă întreaga Europa. Acest cancer numit corectitudinea politică, care se întinde tot mai tare și în care, pe care ni-l predică unii de la Bruxelles sau de mai sus, și cu care poate nu, majoritatea din noi nu realizăm ce pericol este, dar se identifică ca fi tot mai mare. În momentul în care nu mai ai voie să trăiești viața cum ți-ai trăit-o, în momentul în care familia ți-e amenințată, credința, libertatea, nu numai că trebuie să ne, cum să vă zic eu, enervăm, trebuie să și facem ceva, trebuie să luăm atitudine. Și din ce vedem noi, la Bruxelles, o autoritate nealeasă de nimeni, gen Comisia Europeană, care nu mai ține cont de Parlamentul European pentru că l-ai pur decorativ, începe să dicteze de la agricultură, la cum arată banana, castravetele, ce trebuie să mâncăm, ce trebuie să simțim. Tot mai mult, intruziunea lor în statele naționale se face simțită. Încet, încet ni se explică că noi nu mai trebuie să fim o națiune, că trebuie să fim așa, un popor mare, o amestecătură de popoare. Și e interesant cum parlamentari de-ai noștri, inclusiv trimiși acolo de România, votează tot felul de tâmpenii care sunt împotriva noastră ca nație, ca popor, credință, valori. Noi trebuie să trimitem, pentru că acelea sunt alegerile primele alegeri în 2024, europarlamentarele, noi trebuie să pregătim candidați care se vor duce acolo și vor avea curajul să spună, aici România, aici casa noastră și regulile noastre. Aici noi nu votăm mizerii propuse de afară sau de cineva care nu are ce face și se gândește să facă experimente pe populație. Vedem europarlamentari români care votează sancțiuni împotriva propriei țări. Indiferent din ce partid faci parte, că ești USR, că ești PNL, că ești în Reper, că ești în ISIAR ca noi, conservatorii, nu ai voie să votezi sancțiuni împotriva țării tale. Indiferent ce se întâmplă la București, ne dăm palme acasă, ne certăm acasă, dar la Bruxelles suntem o voce. Reprezinți România. România te-a trimis în Parlamentul European, că ai tu treabă cu Ciolacu sau cu nu știu cine, aia acasă o faci, nu acolo. Am văzut scandalul Schengen,
Asta spune foarte multe despre abilitatea clasei politice de a negocia în interesul României. Dar în momentul în care îl trimiți la negocieri pe unul ca Ciolacu sau ca Ciucă, cu doctorate plagiate, care se exprimă cum se exprimă și nu au credibilitate, n-ai cum să negociezi în avantajul României. Nu vei fi niciodată mai mult decât o slugă. Și asta spune foarte multe. De aceea trebuie să formăm clase de politicieni capabili care să știe să negocieze în favoarea României. Apropo de patriotism, ca să închei cu patriotismul, aceia sunt pentru mine politicienii patrioți, care în orice circunstanță și oriunde reprezintă interesele României, nu ale altor state, indiferent din ce grupuri parlamentare fac parte. Dacă înțelegem lucrurile astea, putem avea în 2024 șansa să introducem în Parlamentul României oameni competenți și, de ce nu, chiar și în Parlamentul Europei, că acela e primul nostru test electoral. Și trebuie să strângem om cu om, bob cu bob, ca în 2024 să putem avea un scor electoral decent. Poate dacă nu vom reuși singuri la anumite alegeri, ne gândim să facem și alianțe. Mai există partide pe scena politică românească, nu neapărat în Parlamentul României, cu care noi rezonăm, cu care am putea sta la masă pentru că au aceleași valori ca și noi. Și putem negocia în 2024 o alianță ca să poți să ții piept tăvălugului PNL-PSD, care deja sunt o mare familie frumoasă, se înțeleg de minune, chiar dacă își mai dau palme în public. Despre asta e vorba în mare. O să las un pic și pe colegul de la Bihor să vorbească, pe Ciprian Tomele, care e unul din cei mai activi oameni din Alternativa Dreaptă alături de Lucian. Sunt non-stop în stradă, că-i frig, că-i ploaie, vorbesc cu oamenii, împart flyere, le explică și îi fac să audă despre Alternativa Dreaptă. Și politica se face pe stradă, între oameni. Și îi mulțumesc din suflet pentru tot ce face pentru Alternativa Dreaptă. Și exemplul lui e de urmat și îl dăm la nivel național. Dacă vrea cineva să învețe cum se face politică, e suficient să te uiți la Bihor, la Ciprian Tomele sau la Sălaj, la Lucian Gal. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit astăzi să ne cunoașteți. Îl las pe Ciprian și după aceea putem avea o discuție liberă, cu întrebări, cu răspunsuri. Mulțumesc mult! Eu o să fiu scurt și la subiect. Cel mai important este să ieșim în stradă cât de mult, să convingem oamenii să vină spre noi, să avem curaj, să scoatem la iveală toate problemele care se află în comunitatea unde locuim. Absolut toate problemele. Să nu ne fie frică, așa putem să dovedim la oamenii care sunt dezamăgiți sau care nu mai au încredere în politicieni. Implicându-ne, putem demonstra că nu suntem ca ei și putem face o schimbare. Probabil mulți dintre noi nu am mai făcut politică, suntem la început de drum, dar cel mai important este să fim corecți, să arătăm la oameni că nu ne interesează neapărat funcții sau să ajungem, ce știu eu, să ajungem cât mai sus. Cel mai important este să fim corecți, să ne arătăm cum suntem noi și așa ne putem câștiga încrederea. Vă mulțumesc! În primul rând, doamnă președinte, domnule președinte, stimați colegi și invitați, aș vrea să vă mulțumesc pentru încrederea acordată, că mi-ați dat această ocazie și șansă să fiu în acest proiect numit Alternativa Dreaptă. Un proiect frumos despre libertatea personală, religioasă, economică, despre familie, competență, responsabilitate, și să nu uităm un lucru foarte important despre transparență. Dacă alte partide ne spun că noi avem democrație, democrația e la ei, nu la noi. Din păcate. Noi dorim să avem o democrație constituțională participativă.
prin care recunoaștem cetățenii acestei țări ca fiind deținătorii naturali al puterilor. Acesta este unul dintre lucrurile care m-a făcut să mă alătur acestui partid. Liberalii spun că România a fost realizată de ei. Socialdemocrații merg pe aceeași idee, dar cu alte nuanțe. Ba mai mult, socialdemocrații au încercat să convingă românii că bunăstarea e aici la noi în țară, nu trebuie să meargă peste hotare. În schimb, eu n-am văzut nici măcar o lege care să ajute și să sprijine tineretul să rămână aici, la noi în țară. De mai bine de 3 decenii, aceste două partide mari și-au încălcat promisiunile față de cetățenii țării, ba mai mult, și-au încălcat și propriile ideologii. Și unii și alții au distrus această țară și economia ei. În plus, dincolo de acest lucru, pe parcursul timpului și unii și alții au făcut un fel de opoziție parlamentară. Dar au și coabitat, fie la guvernare, fie prin susținere parlamentară. Și mai adaug la toate acestea migrația aleșilor, care de multe ori au schimbat tabăra în funcție de interesele lor personale. M-am alăturat acestui partid deoarece niciunul dintre colegii mei nu urmăresc acest lucru, exact cum nici eu nu urmăresc acest lucru, să am ceva, să câștig ceva personal din acest lucru. De multe ori când se întâmplă o nenorocire, văd lozinca corupția ucide. Fii responsabil. În ultimii ani, să zic așa, s-au întâmplat mai multe nenorociri din cauza corupției. Și țin să vă amintesc cazul Colectiv, țin să vă reamintesc de spitalele care au ars pe timpul pandemiei, sau cel mai recent caz de la Complexul Energetic Oltenia, unde au murit câțiva mineri din cauza, să zic așa, corupției. Toate acestea puteau fi evitate dacă nu ar fi fost corupția și dacă aveam oameni responsabili. Dar, din păcate, corupția la noi este în floare, iar responsabilitatea este zero din partea guvernanților. Mă uit la ultimul incident, cel de la Complexul Energetic Oltenia, chiar dacă au murit câțiva ortaci, responsabil pentru această tragedie a fost găsit directorul. Iar, ca ironia sorții, contractul de atribuire de a transporta minerii l-a luat tot aceeași firmă care a avut accidentul respectiv. De aceea este de datoria noastră să fim responsabili pentru viitorul societății noastre. De aceea, atât eu, cât și partidul din care fac parte, dorim să reclădim această țară, să oferim tuturor cetățenilor să aibă într-adevăr bunăstare și un trai mai bun. Iar în încheiere, aș mai vrea să spun un singur lucru. Știți foarte mulți că popa zice în biserică, merge și provăduiți Evanghelia. Eu spun altceva. Mergeți și spuneți oamenilor că acum au o alternativă la politica românească. Iar această alternativă se numește Alternativa Dreaptă. Mulțumesc! De ce am intrat eu în acest proiect? Pentru că vreau să schimb toate lucrurile care se întâmplă de 30 de ani în jurul nostru. Începând de la partea locală, Cluj-Napoca, sunt din Cluj, până la proiectul de țară. Începând cu educația, sănătatea, cum a spus doamna președinte mai devreme, la toate avem deficite majore. Am 2 copii care vin, merg la școală, să zic așa, de dimineața, de la 7:30 până la 2:30-3, ceea ce pentru un copil e foarte mult. Nimeni nu se gândește la acest aspect, sunt copii. Noi adulții lucrăm 8 ore pe zi, 10 ore, pentru un copil este enorm. Și ajungem să vedem că termină liceul și se duc la o facultate în afară și rămân acolo. Ceea ce pentru noi e o pierdere foarte mare, dacă ne gândim mai departe la pensii. Iar partea de pensii, iarăși, am discutat aseară cu colega mea la Sibiu, principiul meritocrației
e unul cel mai bun pentru pensii, nu cum sunt acum pensii, contributivitatea, am vrut să spun, da. Păi, cam astea sunt ideile și sper să schimbăm cu toții ceva și să mergem mai departe împreună și să găsim mulți oameni care să ne susțină și care să ne fie alături. Vă mulțumesc! Botezăm filiala. Eu ce pot să-i doresc e să crească ca făt frumos într-un an cât și alții în șapte, că e nevoie. Timpul e relativ scurt, adică noi într-un an chiar va trebui să intrăm în primele competiții electorale. Intrăm poate mai întâi într-un fel de antrenament, dar sper să luăm și acolo puncte la europarlamentare. E foarte important, într-adevăr, să aducem oameni cât mai mulți în fiecare comună, să avem oameni 5 minim, adică un nucleu de 5 într-o comună e aproape esențial ca să putem conta în alegeri și să putem crește încet, încet. Știu că e greu, adică am și experiența de teren, ce înseamnă să mergi, să stai de vorbă cu oameni, toată lumea spune, lăsați-ne cu politica, am văzut, am trăit-o, voi ce o să faceți? Experimentul străzii e foarte important pentru un politician și ca în publicitate spunea un director de ăsta mare din Statele Unite, de la o agenție de publicitate care lucra cu bugete de milioane și zeci de milioane de euro, ce domnule, în meseria asta, zice, cel mai bun antrenament sau primul pas pe care trebuie să-l faci este să te duci să faci vânzări directe de produse. Ca să vorbești cu omul, să-i prezinți produsul, să vezi cum interacționezi și ce așteaptă el de la tine și după aceea să începi să faci campanii, știu eu, sofisticate și costisitoare. Așa e și în politică. În politică trebuie să începi din stradă, că acolo începi să-ți formezi replica și să înțelegi ce vrea omul. Povestea, nu vreau să vă țin nicio prelegere, nicio teorie aici, dar cred că trebuie să le amintim oamenilor cu toată dezamăgirea că sunt cetățeni, că toți suntem cetățeni și cuvântul ăsta de cetățean vine de la cetate, adică stăm cu toții într-o cetate. Cetatea aia, cum zicea și Tomele, acolo, în cetate, de acolo începe condiția noastră de cetățean. Că e sat, că e comună, dacă ne implicăm acolo activ, dacă cei din jurul nostru o să vadă că ne pasă de ei, nu o facem pentru noi, pentru interesele noastre proprii. Dacă o să vadă că ne pasă de ei și ne implicăm, chiar dacă asta înseamnă de multe ori să faci opoziție la cei care sunt acolo. Dar nu trebuie neapărat să faci opoziție, ci doar să prezinți, uite, astea sunt problemele, astea ar trebui rezolvate, atunci o să începem să fim ascultați. Și așa poate că o să-i convingem până la urmă pe toți că trebuie să-și asume condiția asta de cetățean, nu neapărat de politician. Așa am ajuns acum, de fapt, prin neimplicare, să avem cetățeni special, nu? Avem cetățeni special cu niște beneficii enorme, pentru că nimeni n-a, până la urmă, nu s-a implicat, toată lumea zice, ok, lasă că știu eu, dar ajungi până la urmă că asta e condiția democrației. Ajungi să te conducă altcineva. Și nu tu să nu mai ai niciun cuvânt de spus. Nu mergi nici măcar la vot. De multe ori trebuie să tragi, să-l suni, du-te mă și votează. A, dar ce mă interesează pe ei? Nu votezi tu, votează alții. Și uite așa am ajuns de zeci de ani să avem o clasă politică care o avem. Cineva zicea și i-am dat mereu multă dreptate. În țara asta, de 30 de ani, trebuia doar bună voință din partea celor care conduc. Bună intenție. Și eram bine. Eram mult mai bine decât suntem acum. Nu. Dar că avem, ne uităm în jur, avem resurse, avem din ce trăi bine, că nu e vorba de să ne scoatem în cap, nu trebuie să stăm cu toți cu fundul în Mercedes-uri noi, ca să o ducem bine. Dar uite că această bunăvoință a lipsit și eu cred că e momentul
noi să încercăm, cum a zis Adela, mie, eu mă simt ca într-o familie aici, nu doamna președintă. Cum a zis Adela, într-adevăr, cred că e cazul să aducem oameni cu bunăvoință, care să se implice în politică, care să încerce să-și conducă comunitățile, că e o comună, că e un oraș, că e un județ și așa mai departe. Și după câte vă văd, cred că suntem pe drumul cel bun. Felicitări întâi de toate, Luci! Bună ziua! Mă numesc Teodor Faur și vin din Jibou și vreau să vorbesc în primul rând, vreau să vă felicit pe dumneavoastră, dar în primul rând aș dori să vorbesc despre cei de aici. Pentru că, ok, noi suntem viitorul, dar degeaba suntem noi viitorul dacă nu încercăm să schimbăm ceva. Stau în Jibou și nu stau de mult, pentru că după liceu am zis, bă, România nu poate să-mi ofere ceea ce vreau eu, și anume finanțele de care am nevoie. Pentru că fiind tânăr, voiam să fac marea și sarea și România nu-ți permite lucrul acesta, pentru că din clasa 1 până în liceu, România te învață să lucrezi pentru cineva. Adică să ajungi să-i faci bani unui om care deja are extrem de mulți bani. Și atunci am decis, bă, nu-i locul meu aici, plec dincolo. Mi-am luat catrafusele și am plecat 4 ani în Germania. Am cunoscut o fată minunată, m-am însurat și împreună am decis, bă, e timpul să facem ceva diferit. Dacă România nu are oameni la conducere capabili să facă ceva, am zis, bă, uite, hai să mă duc eu în România, hai să văd dacă e posibil să fac ceva și dacă e posibil să schimb ceva. Și atunci am venit în România, mi-am făcut o firmă și împreună cu soția mea mi-am făcut un business ca să-mi susțin familia, tocmai pentru faptul că statul român, oricât ai încerca, nu o să te ajute financiar vorbind niciodată. Pensiile sunt foarte mici, salariile sunt foarte mici și atunci noi, adică eu și soția mea, am decis împreună, bă, hai să ne facem business-ul nostru, îmi dau câți bani vreau, lucrez cât vreau, dacă vreau să am mai mulți bani, lucrez mai mult, dacă vreau să am o viață mai medie, mai sărăcăcioasă, lucrez mai puțin. Însă sunt un om muncitor și mă bucur să am parte de prieteni ca voi sau chiar o viitoare familie și mă întorc spre voi, vă felicit, bine ați venit aici. Nu știu, dacă vreți să schimbați ceva, nu știu dacă veți fi capabili să faceți acest lucru, însă, cum au zis și domnii, ieșiți în stradă, vorbiți cu oamenii. Personal, cred că o să încep un viitor război cu niște prieteni. Mulți din conducerea Jiboului îmi sunt prieteni, prieteni vechi cu care am vorbit, cu care am stat la masă, însă au ales greșit. Au ales un partid care de 33 de ani tot aceleași minciuni, continuu. Deși oameni capabili să schimbe ceva, oameni inteligenți, oameni frumoși, dar cu alegere greșită. Sper că vom câștiga războiul acesta și vom putea să schimbăm ceva, pentru că în România e nevoie de tineri, dar și de cei în vârstă care să coordoneze puțin tinerii, pentru că noi am luat o decizie atât. Deci nu ne trebuie multe minute să decidem ceva. Am luat-o și gata. Dacă dăm cu capul, dăm cu capul. Asta e. Până acum n-am dat cu capul nici în business-ul meu, nici în familie și sper că nici pe viitor să nu dau cu capul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că sunt aici, vă mulțumesc că mi-ați dat oportunitatea de a fi în această familie în creștere, o familie frumoasă și sper de viitor. Mă numesc Diaconul Liviu Mihai, sunt din localitatea Letca, județul Sălaj. Eu personal, pe plan local, mă confrunt cu foarte multe probleme, poate mulți dintre voi să știți, poate câțiva nu știți. Eu sunt un om simplu, nu, poate că nu am eu toate facultățile celor care ne conduc la ora actuală, dar vreau schimbare. Schimbarea trebuie să fie în bine, schimbarea trebuie să fie pentru tineri, pentru că eu m-am săturat să tot văd de-a lungul anilor că nu poți să te duci într-o primărie să-ți ceri drepturile. Dacă îți pui o întrebare, nu ți se răspunde. Nu ești tratat cu respect. Nu ești tratat la adevărata ta valoare. Nu există implicare din partea autorităților pentru tineri. Tinerii trebuie sprijiniți în această țară, pentru că
vedem depopularea țării, vedem demografia cum în ce stadiu este. De aceea m-am implicat și consider că, scuzați-mi asta emoțiile, consider că toți trebuie să ne implicăm. Eu vorbesc un pic mai din topor pe românește, pentru că ăsta este stilul meu, dar intențiile mele sunt bune, vreau să schimb fața comunității în care locuiesc și nu numai. Și de aceea vreau invit pe toți să ne implicăm la adevărata valoarea noastră. Vă mulțumesc tuturor! Am venit la această adunare, nu o să lungim mult pentru că timpul nu ne permite. Aș vrea să punctez câteva cuvinte despre experiența mea ca civic, ca făcând parte din societatea românească, eu spun o părere personală și ar trebui toți să învățăm un lucru. Una e când ne exprimăm părerile personale în spațiul public și cu totul alta este când ne exprimăm părerile din punct de vedere politic, din punct de vedere asociației din care facem parte sau a partidelor din care facem parte. Eu cred că societatea românească a stat 30 de ani la pândă. Mi-aduc aminte de un domn care spunea ce faci, stau la pândă. Adică el stătea la pândă ca prietenul lui, când era mic, furau mere din grădina părinților. El stând la pândă în drum, nu bătea la ochi. Toți vecinii îl cunoșteau. Așa cred că am stat și noi 30 de ani la pândă, ca alții să ne fure din avutul nostru și din moștenirea părinților noștri. La urma urmei, toată lumea spune că unii au făcut, alții nu au făcut. Tot ce s-a făcut în epoca de aur, cum zicea odată, au fost prin sudoarea și prin munca părinților noștri. Noi aveam moștenire directă din tot binele sau industriile de la fervie care s-au dat, care s-au construit atunci. Clasa politică a avut grijă de societatea românească timp de 30 de ani să ne inducă în subconștientul nostru ceea ce foarte puțini oameni își dau seama, nu se poate face, nu putem face nimic, că oricine votez, tot ei sunt, degeaba te duci cu ăla, eu nu vreau să mă cert, lucruri care le auzim în fiecare zi frecvent la colegii noștri, la vecinii noștri, aș veni, aș vota cu voi, dar nu vreau să mă cert cu primarul, nu vreau să mă cert cu medicul și nu vreau să mă cert cu pădurarul, cei trei care conduc preponderent satele și comunele din România. Dar eu aș spune că nu trebuie să ne certăm cu nimeni și nu vom avea, după părerea mea, mulți urmăritori sau chiar membri în Partidul Alternativa Dreaptă, dacă vom face aceeași greșeală care au făcut-o toate partidele de 30 de ani. Veniți la noi că noi suntem mai buni. Ei n-au făcut, dar noi vom face. Toți primarii când vin și se prezintă în campania electorală, vin cu propuneri, vin cu argumente, că ei vor face, vin cu planuri, ei au făcut, au început deja toate drumurile și oamenii cred. La fiecare 4 ani se face câte un ciot, să mă scuzați cum a spus Banciu, de șoseauă și acum au început șantierele, a doua zi au trecut alegerile, au dispărut. Noi nu trebuie să ne certăm cu vecinii noștri, nu trebuie să ne certăm cu primarul, nu trebuie să ne certăm cu pădurarul, medicul sau indiferent cine ar fi. Și în preponderent la tineri, cum a spus colegul de la Letca, trebuie să îi întărim, să îi încurajăm și să le explicăm drepturile de cetățean. Toate guvernele și toate partidele politice ne spun că ați văzut în pandemie. Aveți obligații, aveți obligația, sunteți obligații, aveți obligația. Toată lumea ne spune despre obligații, dar dreptul nostru ca cetățean nu ne-l spune nimeni, nu ne-l arată. Te duci la primărie, nu-mi dă hârtie, nu-mi dă cutare, nu-mi dă cutare. Misiunea cea mai importantă, după părerea mea, este a unui om politic, a unui om civic, să explice celorlalți care sunt drepturile și obligațiile, atât a cetățeanului, cât și a celor care lucrează în administrația publică. Pentru că ei sunt acolo puși vremelnici. Să fac o paranteză, într-o zi am fost la Suciu de Sus, în comuna Suciu de Sus, județul Maramureș, era o problemă acolo cu pădurile, cu composesoratul, și s-au strâns vreo 150 de oameni.
și toți strigau, domnule, că nu putem face nimic, că primarul e așa, în fine. Și eu i-am întrebat, de când este primar? Știam, este din 2000. Păi voi, fraților, azi e prima zi când am venit în comuna dumneavoastră. Cine l-a ales pe primarul ăsta de 20 de ani? Păi că asta e problema. Oamenii sunt influențați foarte ușor cu un kilogram de făină, cu un litru de ulei, cu 100 de lei. Ba mai mult am auzit din spusele cetățenilor, la Suciu de Sus s-a aplicat o metodă inversă. Adică primarul s-a dus în Suciu de Jos, în altul sat, și le-a dat oamenilor bani. Așa spunea cineva. Câți votați sunteți în casă? 4, poftim. 400, să nu vă văd duminică pe drum. Adică i-a plătit, nu ca să voteze cu el, ci ca să nu margă la vot. Că dacă ei nu ies la vot, el știa că are o parte de oameni care, în fine, o să câștige alegerile, le-a și câștigat. Dar nu despre asta e problema, da, chiar aici am vrut să punctez și să fac un îndemn, dacă se poate spune așa, la oamenii care, eu nu spun că nu trebuie dat, nu trebuie ajutați. Toate țările civilizate își ajută cetățenii. În fiecare țară sunt ajutoare sociale, sunt metode legislative prin care cetățeanul sau familiile numeroase trebuie ajutate. Dar la noi este cu totul altceva. La noi primarii și partidele politice și-au făcut o metodă de a acapara voturile cu forța. Nu votez cu mine, nu-ți dau ajutor social, nu votez cu mine, nu-ți dau adeverință pentru medic și așa mai departe. Lupta noastră este inegală. Mă refer aici la partidele politice care au apărut pe scena politică de câțiva ani de zile, cum este și Alternativa Dreaptă. Este inegală în măsură cu celelalte politice care au deja o caracatiță, PNL-ul, PSD-ul și celelalte care sunt de ani de zile pe scena politică, pentru că ei au acaparat resursele materiale în primul rând, bugetul este în mâna lor, au acaparat toate funcțiile importante. În județul Maramureș sunt în jur de 40.000 de funcționari publici. Ce fac atâția funcționari publici? Pentru că dacă intri într-o instituție publică, știm problemele. Te mână de la un ghișeu la altul și de la o cameră la alta până te lași de faptul că trebuie să depui o denunție, trebuie să depui o cerere sau trebuie să anunți pe cineva. Mergeți-mă la capătul satului, pentru că e mormanul de gunoi atâta. Nimeni nu ne ia în considerare, pentru că în subconștientul nostru, cum am punctat la început, există, din păcate, această gândire că nu putem să facem nimică. Dar eu vă spun că putem să facem nimică. Putem să facem. Dacă vom fi uniți, dacă exemplul propriul vom putea insufla altor oameni, vom putea arăta că într-adevăr se poate și puțin cu puțin grupul va crește și se va ajunge la rezultatele dorite. Lupta este grea, drumul este lung, dar nu trebuie să ne dăm bătuți niciodată. Nimeni nu credea că, să fac o paranteză, Anglia va ieși din Uniunea Europeană. Eram în Anglia, lucram acolo, vorbeam cu englezii și mulți parlamentari au știut că vor pierde și au vrut să nu valideze votul. Un parlamentar s-a ridicat în picioare și a spus: noi spunem că poporul este suveran. Oamenii știu că au votat. Au câștigat. Noi știm că vom pierde. Dar trebuie să ascultăm de popor. Altfel, noi nu putem să avem pretenția ca poporul să respecte legile statului, să respecte legile care noi le dăm și noi să ne ascultăm de el. Închei aici, spunând doar că este greu, dar trebuie să luptăm și oricât s-ar fura la vot, mă refer, oricât ar încerca să oprească, un grup mic se poate opri, un tăvălug mare cu greu îl oprește. Asta este o vorbă bătrânească. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes. A spus că la anul e posibil o alianță cu al partid, da. Putere, la cine v-ați gândit? Nu ne-am gândit complet la nimeni. Oferte sau tatonări sunt.
exemplu... Eu, ca lider de partid, am avut mai multe întâlniri, pentru că asta e misiunea mea. Am fost chemată la întâlniri, m-am întâlnit cu cei de la PMP, m-am întâlnit chiar și cu George Simion, m-a chemat la o întâlnire pe care n-a onorat-o până la urmă, așa știe el să facă politică, m-a chemat la o întâlnire domnul Orban, chiar înainte să-și facă partidul, că oscila să vină la noi sau nu. Mai este Alianța Renașterii Naționale, condusă de Peter Costea, cu care noi, sincer, nu sunt în Parlament, dar ne simțim cel mai apropiat și doctrinar. Oamenii ăia sunt neoprotestanți majoritatea, sunt creștini, sunt cu valori foarte bine ancorate. Dacă mă întrebați acum pe mine, cu cei cu care aș vedea o alianță sau o colaborare fără niciun fel de frică, ar fi ARN-ul. Apoi, nu exclud PMP-ul din ce punct de vedere. PMP-ul acum este în derivare, o mică problemă de gestiune, nu știu încă cine e președinte acolo, se judecă și probabil se va mai lungi povestea. Sunt colegi din PMP care ar vrea să vină către Alternativa Dreaptă. Și vă spun sincer că îi încurajez să o facă. Oamenii au avut ca program politic, ca doctrină similar cu ce predicăm noi. Sunt oameni foarte buni în PMP care nu-și mai văd rostul sau nu-și mai văd direcția și e păcat să-i lași să meargă la... Mai vor să facă politică și se duc unii. Bun, aia care se duc în PSD n-ai ce să discuți cu ei. Asta e. Da. Se duc pentru un scop în PSD. Da, dar cei care vor să vină spre noi îi primesc cu drag. Că ne-au zis unii, bă, dar Băsescu, Petrov, stai un pic, că nu vine Petrov. Atenție! Când îți vine un om din PMP, când îți vine o mică organizație sau un grup de oameni, nu-i respingi pe criteriul Petrov. Pentru că oamenii ăia n-au nicio treabă cu Petrov. Ok, au fost într-o anumită conjunctură în același partid cu Băsescu, pentru care eu, ca președinte al României, am avut un anumit respect. Băsescu a făcut și lucruri bune. Bun, peste chestia cu... informator al securității, n-am să trec, nu pot să trec, dar Băsescu a fost un președinte bun, până la un punct. Bun, în momentul în care a decis că moștenirea lui politică trebuie să o gestioneze doamna Udrea, asta e, a fost opțiunea lui. Dar a respinge niște oameni care vor veni și vor veni și către voi, probabil, din PMP, din alte forțe politice, nu suntem, cum să vă zic eu, nu suntem elitiști, că am fost acuzați de elitism la un moment dat. Noi vrem oameni care fac politică, care vor să facă politică și care, indiferent că au fost într-un partid sau altul, acum contează un pic și în ce partid au fost, că asta îți spune multe despre om. Nu-i închizi ușa, îl lași să vină. Deci PMP-ul, ca să vă răspund la întrebare, este iară un potențial partener. Din păcate însă PMP-ul nu se știe ce va fi acolo și din ce am văzut eu, o anumită facțiune din PMP s-ar fi dus către domnul, ar vrea să meargă către domnul Orban și către USR, ori noi cu USR-ul nu prea ne înțelegem. Economic, da. Economic sunt acolo câțiva oameni cu care noi suntem prieteni și care predică lucruri bune. Dar, după cum vedeți, și Forța Dreptei trasă într-un scandal mare cu domnul Orban. Nu știu dacă nu e legat și de, mă rog, gestionarea pandemiei, vom vedea. Și atunci lucrurile se vor mișca foarte tare pe scena politică. Dacă nu vom fi suficient de dezvoltați să mergem singuri, va trebui să luăm în considerare și anumite alianțe sau colaborări. Și la nivel local și la nivel național. Nu vă pot spune acum sigur că mergem cu X sau cu Y, dar ținem opțiunile deschise. PMP-ul este o forță politică care nu e de neglijat. Gândiți-vă că sunt pe locul 3 în țară ca număr de aleși locali. Au cei mai mulți consilieri județeni locali și oameni, sunt și oameni ok acolo, mai sunt și unii, că na, nu există pădure fără uscături, dar PMP-ul e un potențial partener. ARN-ul v-am dat, cu care eu aș colabora fără emoții, ARN-ul, PMP-ul, om vedea cum către 2024, cum se poziționează și alte forțe, patriote, suveraniste, că sunt mai mult, mai nou, sunt foarte multe partide nou înființate, care se declară de dreapta, suveraniste, mă rog. Deci, în niciun caz nu vom face un partid, o alianță contra naturii. În niciun caz cu un partid de stânga, asta vă spun sigur. Deci, noi am intrat în politică împotriva PSD. Poate la un moment dat, dacă mă întrebați pe mine, acum vreo 10 ani, mai era ceva de dreapta în PNL. S-a terminat PNL-ul. PNL nu mai e de dreapta de mult.
În momentul în care te pup pe bot cu PSD-ul a doua oară și încep să iei măsuri mai de stânga decât socialiștii, ai terminat cu dreapta. Noi suntem de dreapta. Voi face, eu și colegii mei, alianțe întotdeauna cu un partid de dreapta. Nu pot să vreau stat minimal în timp ce ăla vrea să mărească taxele. N-am cum. Și exact ce face PNL-PSD acum. Se ceartă ca tâmpiții că ăla vrea să mărească taxele și ăla vrea să le scadă sau să facă stat minimal. Sau ce predica el odată. Oricum nu se mai aplică ce fac. Deci oamenii ăștia sunt la fel acum. Deci în contextul ăsta, orice alianță mică sau, mă rog, oameni care vin spre noi, trebuie primiți cu drag. Acum totul pleacă de la persoană. Te uiți un pic ce fel de om este, ce a făcut în viața lui, dacă e mânjit, dacă are dosare penale, dacă nu, nu. Dar mi-aș dori să putem să mergem să atacăm singuri alegerile. Acum vor fi localități, de exemplu, unde se poate. Sunt localități unde s-ar putea să trăiască să stai la masă cu alții ca să învingi Hidra. Îți faci armata. S-ar putea să nu poți singur. Nu fiți exclusiviști, nu încercați să zice nu cu ăla. Dacă omul e ok, puneți-vă la masă, discutați și încercați să faceți o înțelegere, o alianță, pentru că, până la urmă, dușmanul dușmanului meu mi-e prieten. Pe principiul ăsta. Dar v-am spus, cu care văd eu o colaborare fără emoții ar fi, în primă fază, ARN-ul. N-au experiență politică, sunt mai mult filialelor făcute pe sistemul congregațiilor, dar sunt oameni de dreapta, sunt oameni ok. Ce nu au ei ca experiență politică, poate compensăm noi ca asta. Da, și PMP-ul, v-am zis, și mai sunt și alte forțe care la un moment dat s-ar putea să trebuiască să stăm toți împreună ca să poți, dar nu vă pot spune acum, că lucrurile sunt foarte volatile și după cum văd că se mișcă scena politică, e greu de spus acum. În schimb, ce mi-aș dori să ne dezvoltăm noi suficient de mult încât noi să putem pune condițiile sau să n-avem nevoie. Da. Va fi un 2024 foarte greu, cum a spus și colegul meu, încălzirea va fi la europarlamentare și ciocnirea adevărată va fi la locale. Știți că electoratul are un mod foarte interesant de a vota, în special la locale. Și vă voi spune o glumiță, să zic așa, spusă de un politician local, dar care mi-a plăcut foarte mult, respectiv. O doamnă de la țară este intervievată de un reporter și întrebată, cu cine o să votezi? Doamna aici cu primarul. Păi cum e primarul? E nemernic, fură, hoț. Dar o să candideze și vecinul tău, un băiat tânăr, capabil. Da, și îl stimez și îl iubesc foarte mult, dar o să votez și cu el când o să fie primar. Așa că să știți că din start cei care au funcții în comune, în sate, în orașe, sunt favorizați din perspectiva logicii electoratului. Da, va fi foarte greu, dar datoria noastră este să încercăm, să luptăm, să facem tot posibilul să ne atingem obiectivele. Mult succes vă doresc și să vă atingeți și dumneavoastră obiectivele electorale la anul.